Victor Păunescu, din localitatea Fârtățești, județul Vâlcea, a murit în cutremurul violent care a lovit centrul Italiei pe 24 august. Omul era plecat de acasă atunci când a avut loc nenorocirea. Seismul i-a curmat viața și soției sale, dar și unui vecin, un italian care locuia în aceeași clădire cu ei. Când pompierii au găsit trupul femeii, au presupus că bărbatul de sub dărâmături este soțul. În haosul de atunci, n-au mai așteptat confirmarea și au trimis cele două cadavre în România. Într-un sicriu era românca, în celălalt italianul. În cele două ore de confuzie, românul a fost înmormântat în zona Amatrice. Acum, când italienii au realizat încurcătura, au trimis o adresă către primăria din Fârtățești pentru a clarifica lucrurile. Noi am primit de la ambasada României din Italia, am primit un telefon la primăria Fârtățești, deci practic joi, a vorbit fata de la stare civilă și ni s-a spus că a fost o greșeală, a fost adusă altă persoană în locul decedatului Păunescu Victor. Iar ieri, fiind vineri, au venit fetele decedatului la primărie să solicite o adeverință de înhumare. Noi, bineînțeles, că am sunat și noi la direcția de la Vâlcea de acolo, că avem biroul de evidență a populației aici la Fârtățești, dar suntem subordonați tehnic direcției județene și am întrebat dacă mai trebuie eliberate alte acte de înhumare, la care, bineînțeles, s-a transmis tot telefonic că se vor înmormânta pe actele care s-au eliberat. Practic, actele s-au eliberat cum trebuie, dar numai că în coșciuc este altă persoană. Soții Păunescu, care aveau două fiice, au locuit în satul Dancai din comuna Fârtățești până în urmă cu 10 ani, când au plecat în Italia. La rândul ei, una dintre cele două fiice ale soților Păunescu era plecată cu ei în Italia. Victor era brutar, iar Simona îngrija o bătrână. Ultima dată fusese acasă în iulie ca să-și reînnoiască buletinele. Rudele celor doi spun că, procedural, tot familia Păunescu trebuie să ceară acte de desumare pentru italian ca să fie trimis apoi în peninsulă. Întreaga procedură poate dura și 6 luni. Au greșit și acum vin din Italia să-l ia pe ăla și să-l mormânteze pe ăsta. În momentul când a mormântat acești oameni aduși de acolo din Italia, unii din oameni vorbeau, pentru că nu le-a dat voie, era poliție și jandarmi, toată șoseaua de la ei de acolo, de unde stă până aici, și a urmărit aduși de când i-a adus dintre numai poliție și jandarmi. Nu le-a dat voie să deschidă capacele. De ce nu le-a dat voie să deschidă capacele? Au fost o prostie și din partea fetelor. Trebuiau să-i desfacă, să vadă. Nimeni în grob, jelești și nu știi pe cine. Așa s-a întâmplat acum. Nu se poate așa ceva. Eu n-aș fi fost de acord cu așa ceva. Au îngropat un italian. Ce mai mare prostie. El lucra schimbul 3 de noapte la brutărie. Și el zice că a scăpat și s-a dus spre ea, ca să vadă ce a făcut acolo. E moartă, e vie. Și pe stradă, pe unde l-a apucat, s-a dărâmat și peste ea. S-a făcut greșeală, nu știu cum, i-au zis, au luat actele aluia, nu știu cum, și ăla stătea la etajul... la masat. Ei stăteau la unul, da. A căzut jos. Și l-au luat pe ăsta, pe Giuseppe, sau cum îl cheamă. Italian. Da. Și l-au adus aici la un mormânt. Da. Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,2 pe scara Richter a zguduit centrul Italiei pe 24 august 2016. Cele mai afectate localități au fost Acomulia, Matrice, Posta și Arcata del Tronto, aflate între Roma și Perugia. În urma seismului și-au pierdut viața peste 290 de persoane, printre victime aflându-se și cetățeni români.